Dragii mei, bun găsit! Pirula săptămânii, lentila de contact, Radio Clasic și Desk Report, ca în fiecare săptămână, Stelian Tănase vă spune o poveste de dragoste. Este culeasă din acest volum, Repertoarul Amorului, volumul 2, există și un volum 1, care a fost cel mai mare succes în acel an, s-au vândut peste 20.000 de exemplare, și acum volumul 2, pe care îl găsiți încă pe online, liniștit. Am ales o poveste care m-a impresionat, dar mai ales pentru că știu că știți câte ceva despre ea. Poate știți chiar mai mult. Ați văzut cu toții filmul Out of Africa, Robert Redford, Meryl Streep, Brandauer, deci o distribuție top de top. Povestea aceea pe care ați văzut-o cu toți se întâmplă în savana, în Kenya, lume romantică, exotică, o lume care ascunde însă multe povești, unele triste, altele misterioase, altele o fericire, dar în primul rând ascunde povești de dragoste, unele spuse, altele nespuse. Haideți să vedem. Filmul Out of Africa nu m-a impresionat, dar mi-a stârnit interesul pentru ce se afla în spatele poveștii. Am aflat că e inspirat de două volume autobiografice care narează experiența africană a unei daneze, măritată cu un baron suedez, vărul ei. Se îndrăgostise de fratele lui Geamăn, Hans, dar sentimentele nu au fost împărtășite. Așa că s-a resemnat cu fratele, Bror Frederick von Blixen-Finecke. Vă dați seama, o familie de aristocrați dacă are atâtea nume. A fost mai bine așa, cel ales inițial a murit foarte tânăr în 1917 într-un accident de avion. Era o familie de aventurieri, o familie romantică, o familie a deschiderilor, a cerurilor, a depărtării. Cei doi logodnici părăsesc Europa în preajma primului război mondial în 1913 pentru a se instala în Kenya, unde cumpără o fermă cu banii oferiți de rudele ei. Amândoi provin din familii bogate de origine aristocratică. Sunt oameni călătoriți, educați, aparțin în alte societăți. Se sufocau pe bătrânul continent. Aveau fire aventuroase și independente. Detestau rutina vieții burgheze, de familie, într-un mediu urban, securizant și plicticos. În Kenya se căsătoresc în anul 1914, un an mai târziu. Baronasa Blixen capătă un sifilis, da, iertați cuvântul, dar asta este sifilis, transmis chiar de soțul ei, cadou de nuntă, nu? Și se întoarce la Copenhaga să se trateze. La vremea aceea, sifilisul se trata cu arsenic, nu cu medicină ca astăzi, nu existau antibiotice. Va suferi toată viața din cauza acestei boli. Ce vedem în film redă destul de exact ce a consemnat Karen Blixen în cartea publicată în 1937, la 6 ani după ce ea a părăsit Africa. Totul se termină, nu? Totul are un sfârșit. Și Africa. Scrie despre ce a trăit acolo, despre aventura ei de a se transforma dintr-un citadin educat în Europa, căsătorită cu un baron, într-o o femeie care nu are deloc de prinde rurale și nu e învățată cu răspunderi și muncă grea. Soțul ei mai mult nu este acasă. Trebuie să salveze ferma de 400 de hectare și mai ales să nu se lase înfrântă de greutăți. Întrebarea este cum a fost în realitate baronul Bror Frederick von Blixen-Finecke, cum a fost Karen Blixen, Isaac Dinesen ca scriitoare și contele Dennis Finch Hatton, iubitul ei, amantul ca să fim exact, pentru că și-a luat și un amant, că așa este de bon ton. În film apar ca niște aventurieri mărunți. În realitate, lucrurile sunt mult mai complicate. Scenariul marșează prea tare pe love story, rețetă de succes, pe frivolitate, desigur. Parteneri sunt baroneasa Blixen și englezul Dennis Finch Hatton. Soțul, lipsind prea mult de acasă, lasă locul vacant. Când cei doi ajung amanți, nu ne mai mirăm deloc. Cine a fost în realitate personajul jucat de Robert Redford? Sunt informații care lipsesc din film, deși ar fi mărit interesul pentru personaj la maxim. Finch Hatton nu era un oarecare, vorbind de realitate, de istorie așa cum a fost, nu cum apare în film și în amintirile ei. Aparținea aristocrației engleze, deci nu era suedez, nici danez, ca cum erau ceilalți doi. Era cu 2 ani mai tânăr decât amanta lui,
scriitoarea noastră, un om liber, aventuros, mare vânător de animale mari în Africa, pilot de avion. Organiza expediții safari, unul dintre clienții lui a fost Edward Prince de Wales, vis-a-vis de Karen, paroneasa de Blixen, are calitatea că o înțelege. Spre desfire de soțul ei, mereu absent și indiferent, superior, rece, iubitul o înțelege. Totdeauna asta e portița să ajungi la sufletul unei femei, să te faci că o înțelegi. O ajută, îi ascultă confesiunile și inevitabil soții Blixen ajung să divorțeze în 1921, iar cei doi amanți își pot da frâu liber sentimentelor. Bravo lor! Sunt vremuri grele, criza economică ajunge și în îndepărtata Kenya. Prețul cafelei cade, ferma lor dă faliment. Suntem în 1931, 10 ani mai târziu. O nenorocire nu vine niciodată singură. Dennis Finch Hatton moare într-un accident de avion. Amantul, adică să fim exacti. Rămasă fără fermă și fără iubit, legăturile cu acele locuri miraculoase se destramă. Vinde lucrurile, se întoarce în Danemarca. Nu știe atunci că nu va revedea niciodată Africa. A descris experiența ei, 1913-1931, în cartea ei Out of Africa, în inima Africii. Apărută în 1936, la 6 ani după ce ea s-a întors acasă. A început târziu, era născută în 1985, cariera de scriitor. A fost nominalizată de 2 ori la Premiul Nobel pentru Literatură, în 1954 și în 1957, fără să-l obțină. A murit în 1962, la 67 de ani. Baronul Blixen, născut în 1888, era nepotul ministrului de externe, Carl Friedrich von Blixen Finecke și al prințesei Augusta de Hessen. A avut un frate geamăr mort într-un accident de avion, cum deja am menționat, în anul 1917. După divorț, mai încheie 2 căsătorii, întâi cu aristocrată engleză, Jacqueline Harriet Alexander. Își dezvoltă afacerea pe care o avea, organizând mari vânători pentru o clientelă celebră și bogată. Organiza, așa cum am spus, vânători, safari, în savană. Hemingway a fost unul dintre clienții și prietenii lui, ca să înțelegem la anvergura personajului. Din 1932 începe o legătură cu Eva Dixon, aviatoare și aventurieră suedeză, foarte cunoscută în acel timp. În 1935 se căsătoresc. 3 ani mai târziu, lângă Bagdad, Eva Dixon moare într-un accident de automobil pe când se întorcea din China dintr-o expediție care vrea să refacă drumul mătăsii. Pentru bror Frederick von Blixen Finecke a fost o mare pierdere. Moare și el tot într-un accident de automobil în 1947. Deci este o poziție plină de dramatism cu o prezență activă a morții care îi seceră de fapt pe tot. Singura supraviețuitoare a murit tocmai în 1962 la 67 de ani, a fost Karen Blixen, autoarea noastră. Filmul lui Sidney Pollack nu mi-a plăcut cine știe ce. Prea romanțios, prea spectaculos, speculând exotismul Africii și mai puțin personajele care erau, așa cum ați văzut, foarte interesante. Întâi pentru că e prea lung, dar nu și suficient de dramatic. A văzut o Africă de carte poștală, de ghid turistic, unde lipsește doar sloganul Veniți la safari. Vânătorile din film abundă în cupe de șampanie. Eroii poartă costume de vânătoare foarte elegante. Există când un patefon, când o orchestră pe care să danseze lumea în serile lungi, exacerbând romantismul de sub cerul ecuatorului. Apoi sunt conacele de tip Hollywood și recepțiile chic, vorbesc de film acum, la care pare să participe nu o ceată de vânători, ci protipendada londoneză pusă la țol festiv. O lume aparte, etichetă și manieră, lupta cu viața și sălbăticia par foarte îndepărtate. Nu este atmosfera africană așa cum am găsit-o în romane, la Hemingway de pildă, în cărți de călătorie și în filme realiste. Out of Africa este un produs foarte vandabil, edulcorat, o melodramă cu ingrediente exotice. Per total, filmul a fost gândit pentru a face succes de box office. Și a făcut, să știți. L-am văzut pe video în anii 80, întâi alb-negru, apoi într-o versiune color, după 89. E un film făcut în 1985. A cules 7 Oscaruri, începând cu cel mai bun film. Actorii sunt cert foarte buni. Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer, dar rolurile scrise pentru ei cam sărăcuțe. Un film care merită totuși, datorită exotismului și poveștii palpitante, să-l revedeți. Out of Africa, o mare poveste de dragoste.
Pe curând!